Pentru rețeta asta de hamburger vom avea nevoie de cartofi, ceapă roșii, carne de hamburger, salată, ulei de măsline, un sos picant, piper și sare după gust. Și bineînțeles chifla pentru hamburgeri. Voi începe cu curățarea cartofilor. Bineînțeles, au mai apărut niște ingrediente pe parcurs, brânza, castraveții, care sunt în frigider, castraveciori murați. Acum pun cartofii la prăjit, pentru că durează mai mult, și încep tăierea legumelor. Am tăiat ceapa în două, o curăț. Ok, voi pune cartofii la prăjit. Cartofii fac clasic, ca la mama acasă, ca la mama, ca la bunica, ca la cine vreți voi. Voi face două ture. Și prima greșeală, ceapa nu trebuie tăiată așa, trebuie să... să rectificăm. Bun. Vreau să vă spun că ceapa are un rol foarte, foarte important în acest meniu. Hamburgerii ăștia sunt, de fapt, ceapă cu carne, cu roșii și cu... Bun. Am tăiat ceapa. Acum voi spăla roșiile. Practic pregătesc hamburgerii. Ceapa o tăiem cât se poate de fin. Da, înțelegeți? Cât se poate de fin. Puteți să și cântați între timp. Cuțitul ăsta nu este perfect, dar voi încerca pe cât posibil să tai cât mai bine. Așa. Bun. Ce mai trebuie pregătit? Carnea. Așa. Ah, castraveciorii. Castraveciorii. Hai, castraveciorii. Castraveciorii au un rol foarte important în acest meniu. Deci ei sunt vedeta serii. Îi tăiem rondele. Voi face 4 hamburgeri. Cantitatea o fac după ochi. Dacă mai este nevoie, mai adaug. Așa, bravo. Salata. Salata avem două variante. O putem tăia mărunt sau o putem pune bucăți întregi. Bineînțeles, o spălăm. O voi spăla. Am spălat-o. O voi rupe și voi pune bucăți în hamburger. O prefer așa. Ok, să vedem ce fac cartofii. Cartofii sunt bine. Burgerii vom face într-o tigaie, fără ulei. Deci, deloc. Ulei nu punem deloc. Brânza asta este singura care o am eu în casă. Așa, o tăiem frumos. Așa, yummy, yummy, brânzică. Cred că iese bun și cu brânza asta.
Va trebui să o tai pe toată. Așa, să ne ajungă la cei 4 hamburgeri. Sper să o tai cât mai subțire. Este foarte dificil, foarte dificil să o tai subțire. Pentru că așa. Aici e un pic cam groasă. Așa. Bun. Foarte bun. Bun. Voi pregăti pâinea. Pâinea o voi unge cu partea unde este tăiată, cu un pic de ulei de măsline și le pun în tigaie să le rumenim. Bun. Fac această mișcare cu toate bucățile de pâine. Opa! Opa, Ovidele! Așa. Nu știu dacă îmi va încăpea. Deci nu știu, nu pot să știu treaba asta. Yummy! Yummy! Opa! Are nimica. Merge. Merge și așa. Această metodă este o metodă personală. Este o invenție proprie. Așa. Și mai avem o bucată. Opa! S-a încins să stau cât de cât. Nu prea pare. Da. Ok. Lăsăm un pic pâinea să se facă faină. Între timp desfac folia de pe carne. Bine, asta în cazul meu. Pregătesc carnea pentru a o pune la prăjit. Asta este o carne de vită foarte gustoasă. Am mai mâncat de câteva ori carnea asta. Aș mânca o goală așa. Cartofii se fac, se rumenesc. Ar trebui să-i lăsăm un pic mai mult să se rumenească, pentru că sunt destul de groși, să ne mâncăm cruzi. Nu vreau să pierd mult timp cu pâinea. Voi încerca să o fac cât mai repede ca să pun carnea la făcut. În clipa asta pun carnea la făcut. Da, nu încap toate trei. Le voi lăsa așa pe toate trei. Așteptăm. Îi întoarcem pe partea cealaltă. Îi lăsăm cam 4 minute. 4-5 minute în total. Câte 3 minute pe o parte. Între timp o să mai guști din situație.
După aia va începe montajul. Vom monta hamburgerul. Când ne îndreptăm spre finalizarea... Stați așa când mă auziți. Cred că este timpul să punem și brânza pe hamburger. Da. Ca să se topească. Putem verifica între timp partea cealaltă, care curând va fi gata, ca să putem începe montarea hamburgerilor. Putem începe montarea. Să nu uităm de ceapă. Așa arată hamburgerul făcut de mine. Este o creație proprie, unicată. Vă mulțumesc că mă urmăriți și la revedere!